Deci anul trecut, în noiembrie, că am să nu mă întrerup, m-au sunat că vin la mine în control și am zis, care-i tematica, dacă tu mă suni, eu am și eu. Ce bănuiesc, am dreptul să te întreb, de ce mă cauți? Am spus, nu, domnul Cuzan, stați liniștit, că nu e nicio problemă, nu e nicio... Și bine, atunci, dacă vinere era să o joc. Au venit, am dat mâna cu ei. S-au pus jos. Și am spus, domnul Constantinescu, am venit, știți că aceeași poveste veche, adică veche fiind, că de fiecare dată când vreau ceva, veneau și spunea că eu nu sunt în regulă, că nu sunt, n-am autorizații, că nu avem... Aceeași poveste veche, să vedem cum facem și ăștia. Și eu, pentru că ultima dată și la ultimul control, am zis, domnilor, la mine vă rog să veniți. Sunteți foarte bine primiți. Și vă dau și bună ziua, vă dau și o bere și un grătar sau o cafea, dacă nu mai mult. Bănuiesc că nu trebuie să vă spun chiar acum dacă am dat și două buteli de vin. Dar să vă faceți datoria. Și așa mă ajutați pe mine cel mai mult. Dacă nu vă faceți datoria și veniți numai să mă terorizați, să nu mai veniți la mine. Și eu venit atunci și au zis, știți că nu sunt... Și zic, care a fost ultima discuția noastră? Că mă ajutați și că ăștia. Deci după ce... Eu zic că am fost un cetățean civilizat care primesc orice organ de control civilizat la mine. Am zis, uite, îmi pare rău pentru că nu v-ați ținut de cuvânt și că umblați cu chestii din ăștia, cu dumneavoastră nu stau de vorbă. Acești doi domni s-au ridicat și au plecat, că eu i-am lăsat singuri aici. Am ieșit afară din birou. Au plecat, nu știu, bănuiam că se duce pe la prefectură, pe la poliție, pe la nu știu pe unde se zică, că i-am dat afară din control, că să mă amendeze, să vină cu jandarmii, cu mascații, să mă controleze. Ei au plecat pur și simplu și nu știu ce au făcut. Că dacă aș ști, v-aș spune. Bănuiesc că au făcut un proces verbal atunci sau acum, după un an de zile.